Bine v-am găsit, dragii mei, în Bucătăria Mega, unde vrem să vă arătăm că mâncarea sănătoasă este o joacă de copil. Nu-i așa? Da, chiar este. Tu ești martorul meu. Astăzi vreau să discutăm despre porție corectă și despre alimente de bază și facultative. Ce-o fi asta? Ce crezi că este un aliment de bază? Un aliment foarte important. Un aliment care trebuie să fie la baza fiecarei mese. Și alimente facultative? Ce ar însemna facultativ? Ia, că ăsta e un cuvânt complicat. Ceva ce nu este neapărat important. Sau obligatoriu. Exact. Deci sunt alimente pe care nu trebuie să le consumăm în fiecare zi sau ar mai putea fi cele facultative, un fel de superalimente care sunt atât de concentrate în nutrienți încât trebuie să mâncăm foarte puțin din ele. Aș vrea să împărțim masa asta plină de bunătăți în două zone. Spre tine, aș spune, partea de alimente de bază, acelea pe care le consumăm în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi, în niște porții mai consistente, iar spre mine, că sunt mai mare, acele alimente facultative, adică alimentele concentrate în nutrienți, super hrănitoare, chiar putem să le spunem super alimente, dar care se mănâncă mai rar sau în cantitate mai mică. Și o să începem împreună, că aici am nevoie de ajutorul tău, ca tu să-mi spui. Deci, atenție! Jumătatea ta este cu alimente de bază, porție mai mare și mai des. Jumătatea mea cu superfood, porție mai mică pentru plăcere, da? Cele facultative. Hai să începem așa cu fructele. Unde ai spune să le încadrăm? Eu spun să le încadrăm la alimentele de bază. Exact. Deci fructele sunt cel mai natural și mai sănătos desert. Rămân aici în jumătatea ta. Avem aici, atenție că aici e capcana, avem o farfurie care are și croissant, dar are și pâine. Eu zic la alimente facultative. Și ții tu doar pâinica ta pe care o păstrezi pentru alimentele de bază și chifla neagră, da? Deci, asta vine la mine, aia vine la tine. Și ca să eliberăm masa mai rapid, legumele unde le punem? La alimentele de bază. Exact. Avem aici supa, ciorba. Eu cred că este un aliment de bază deoarece conține și legume. Da, și are multă apă, multe vitamine, ține de foame bine. Se mănâncă în fiecare zi. Cartofi. Facultative? Nu, să știi, pentru că avem amidon făinos, avem nevoie de la fiecare masă. Știi că am vorbit toată de farfuria ideală? Cartofii pot fi prezenți, fie cartofi, fie pâine, pe toate farfuriile de la fiecare masă. Deci cartoful pe partea de bază. Este de bază, însă atenție mare, cu condiția să nu fie prăjit. Că dacă sunt prăjiți, imediat îl mutăm în jumătatea mea. Avem aici sandwich, chiftea cu pâine. Eu zic pe partea de bază deoarece are și chiflă, are și cașcaval, are și chifteaua de carne. Deci suntem la alimente de bază. Da. Carnea și peștele. Alimente de bază. Bravo, în fiecare zi. Întrebare capcană și nițelul. Eu cred că este facultativ. Bravo, pentru că este prăjit și are multă grăsime. Îl mâncăm din când în când. Avem aici salam și cârnați. Eu zic la facultative. Și la facultative știți de ce? Pentru că în salam și în cârnați se concentrează toată grăsimea și proteinele din carne, deci sunt un fel de super carne, însă cantitatea în care le mâncăm este mai mică. Și atunci, carnea proaspătă rămâne de bază, în schimb, mezelurile rămân facultative. Și când vine vorba de crembuști, eu zic tot facultative. Pentru că nu e tot una ca o bucată de carne proaspătă, dar din când în când putem mânca și crembuș, că tare e bun. Ce facem cu laptele? Eu zic că este aliment de bază. Bravo! Copiii trebuie să mănânce lapte integral, da, cu conținutul complet de grăsime și nu numai că îl mâncăm zilnic, chiar de mai multe ori pe zi. Pentru că fie că e vorba de lapte, de lapte bătut, deci lapte proaspăt, lapte bătut sau iaurt, tot produse lactate sănătoase și de bază se numesc și se mănâncă 3 porții pe zi. Toate vin la tine. În schimb, tot din lapte avem cașcavalul și brânza. Aici, spunem tu. De bază. Nu. Și știi de ce? Pentru că, la fel ca în mezeluri, care sunt o super carne, brânza și cașcavalul sunt un super lapte. Pentru 1 kg de telemea ai nevoie de 7 kg de lapte. Din cauza asta, când vorbim de brânză, porția corectă este doar 100 de grame și o mâncăm din când în când. Iar la capitolul cașcaval, să știi că e și mai mică. Se mănâncă cu degetele. Uite, l-am tăiat așa bucățele. Porția corectă e una,
Deci una, două. Pentru că e foarte concentrat și în proteine și în grăsime. Brânza proaspătă de vaci? De bază. Bravo! N-are prea multă grăsime, e de bază. Partea mea e deja plină. Ai văzut câte alimente de bază avem? Ouăle. De bază. Tot ca sursă de proteine alături de carne, pește. E, ia să vedem ce facem cu migdalele. Și când zic migdale, zic nuci, alune, semințe. Eu zic că sunt facultative. Sunt exact un superfood. Conțin și proteine, și grăsimi, și carbohidrați, adică amidon. Însă într-un volum foarte mic ele sunt uscate, uite, trebuie să le spargem în dinți, au sub 10% apă și dintr-o sămânță din asta crește un pom. Deci el este un superfood. Atunci când le mâncăm, nu mai mult de un pumn așa micuț. 10 bucăți sunt suficiente. Deci aici mai rar și mai puțin. Fasolea boabe? De bază. Iată, aproape când mai avem loc pe jumătatea ta, ia-o tu aici. În schimb grăsimile. Facultative? Așa cum sună facultative, ar putea să sune greșit. Avem nevoie de un strop de grăsime în fiecare zi. Avem grăsime și în carne, și în pește, și în lapte. Însă dacă vrem să consumăm grăsimea aceasta concentrată, acest superfood cum este untul și uleiul, atunci fie este mai rar, fie porția este mică, adică cât o nucă. Deci cubul de unt trebuie să fie așa micuț, iar uleiul îl măsurăm cu lingura. Ce credeți că e aici? Eu cred că este lapte și... Fidea cu lapte? Iar aici, trebuie să recunoști... Lapte cu orez, orez cu lapte, nu? Ce facem noi cu aceste deserturi, că tot vorbeam despre desert? Cum crezi că sunt ele? Cred că sunt de bază. Bravo! Yes! Există, dragii mei, și deserturi sănătoase pe care le putem consuma mai des și în cantitate mai mare, tocmai pentru că în ele avem foarte mult lapte, avem făinosul de care spuneam că face parte dintr-o alimentație echilibrată și se consumă zilnic și avem doar un strop de zahăr. Deci da, va fi în jumătatea ei, pentru că sunt și bune și sănătoase. În schimb, când vine vorba de prăjituri... Deși sunt de partea copiilor cărora le plac să mănânce, trebuie să spun facultative. Exact. Deci dacă mâncăm prăjituri, ele sunt pentru plăcerea gustului și atunci mâncăm cantitate mică. Nu în ultimul rând, de mâncat am mâncat, dar trebuie să mai și bem. Vreau să spui ce facem cu apa. De bază. Ai văzut? Lichidele fără sunt foarte importante. E, și ce facem? Atenție, asta este fresh. Și unde merge fresh-ul? De bază, deoarece este fresh și este făcut din fructe nejoase. Ce scumpă! Perfect. Nu are dreptate! Nu are dreptate! Deci asta am ținut-o pentru mai târziu sau pentru la final. Serios? Pentru că o să fii șocați! Deci, dragii mei, fructele se mănâncă, se mestecă, nu se bau cu paiul. Echivalentul unui pahar de suc este exact cât are un pahar de bere. Deci copiii nu trebuie să bea sucul, ci să mănânce fructul și adulții până la urmă. Deci, fructul se mănâncă și atunci e cel mai sănătos și mai echilibrat desert. În schimb, sucul nu e nimic ce ne trebuie, că nu suntem bebeluși. Bem apă și mâncăm fructe mestecate. Bine deci, de știut! Bine de știut și ăsta rămâne categoric aici la mine. Rar și puțin. Asta nu înseamnă că nu trebuie băut. Nu există alimente permise și interzise, sănătoase și nesănătoase. Totul ține de cantitate și de dimensiunea porției. Iar când ești copil, porția se calculează cu palma ta, nu cu palma părinților. Ce să zic? Ghinionul nostru. Acum știți și veți face alegeri corecte și informate.